Secrete de familie, episodul 46, rezumat, Ceylin își întreabă familia cine l-a împușcat pe Osman pentru că a aflat că nu a fost niciun conflict între el și iubitul lui Aileen. Parla îl anunță pe Merdan și el merge și îi spune lui Ceylin că au fost cu Serdar în ziua când a fost ucis. Între timp Ilgaz și Eren cheamă o echipă să adune probele de la ruine și sunt îngroziți de ideea că Cinar, Tuğçe și ceilalți l-au ucis pe Serdar acolo. Ilgaz îi dă cazul lui Pars. Ceylin îi duce pe toți la poliție să spună ce i-au spus și ei. Toți povestesc cum au ajuns la Serdar și cum a avut loc confruntarea dintre ei până la un punct, apoi spun că a fugit. Ceylin va fi avocata tuturor, rămân totuși multe semne de întrebare și până la urmă se dovedește că Serdar a fost ucis la ruine. Toți urmează să fie arestați, dar Merdan se predă și minte că el l-a ucis. Parla are remușcări și îi spune lui Ceylin că de fapt ea i-a dat lovitura mortală pentru că a vrut să îl împuște pe Cinar. Metin află că Aiten nu este mama lui Görkem. Atunci Merdan îi spune povestea lui Görkem și că l-a adus în casa lor pentru că are nevoie de o familie. După aceea Merdan îi spune lui Cinar că este pe moarte și îi încredințează lui afacerea și pe Görkem. Pars i-a propus lui Deria să se căsătorească, pentru că atunci vor putea să lucreze împreună. Deria se supără că îi face așa o propunere, ca și cum ar fi forțat să se căsătorească cu ea. Yekta are un fiu despre existența căruia nu știa, în vârstă de aproape 30 de ani. Omer a contactat-o pe Laçin și ea îl duce la Yekta. Laçin nu a crezut că Yekta este pe moarte și acum îi spune că l-a primit în casa ei pentru ca Omer să nu își vadă tatăl pe drumuri. Ea îl pune pe Omer în locul fiului ei și îl presează pe Yekta să-i dea un loc de muncă în firma lui și un loc în casa lor. Aileen s-a despărțit de iubitul ei după multe insistențe din partea lui Ceylin. Tipul o caută din nou și îi spune altă minciună, că este agent secret și de aceea nu i-a putut dezvălui identitatea.